Eu obișnuiesc la început oricărei predici să citesc cel puțin un verset prin care să dau slavă lui Dumnezeu. Amin. De data asta am ales Roman 16:27, ultimul verset, al lui Dumnezeu care singur este în cerde, să fie slava lui Iisus Hristos în vecii vecilor. Amin. Rămân oarecum pe tema ce mi-a sugerat o frate de panel legat de studierea Scripturilor, evident cu asta legat de predicare, și cred că e potrivit, chiar cu asta vă întâlnim, atunci când vă ridicați, să aveți mai întâi un cuvânt de slavă pentru Domnul. Apoi eu vin să-i binecuvânt pe frați, să binecuvântești pe dumneavoastră. Amin. Ceea ce eu numesc a fi salutul Apostolului Pavel. De toate epistolele care încep, care poartă numărul, la început scrie așa. Har și pace din partea lui Dumnezeu Tatăl, a Domnului Iisus Hristos. Mărire Lui. Amin. Dar noi să obișnuim și numai salutul pace, pentru că nu era har înainte, nu era de unde pace. Și că noi, în har am intrat, la prestabilirea relației cu Dumnezeu și avem pace. Dragii mei, mă bucur să vă văd cu Scripturile și cu câte o foaie de Scripturi. Uneori se spune că o foaie mică face mai mult decât un cap mare. Dar unii spun că e păcat să folosești foaie mică. Să știți că Domnul nostru, înainte de a fi mântuitor, a fost învățător. Și eu nu cred că poate să-i fie cuiva mântuitor fără să-i fie întâi învățător. Domnul a spus ucenicilor, ucenicilor toată lumea, mântuitor și dau și făptură, și apoi spune final, botezați și învățați. Amin. Evident că este o parte de învățătură și mediul de botez, dar învățătura trebuie să continue și după botez. Domnul i-a învățat 3 ani și ceva, este mai alt lucru, dar nu a putut interpreta. Urma să vină Duhul Sfânt, cum știți, s-a completat învățătura a ceea ce avem noi în Scripturi. Și fericiți oamenii care învață, vorba înțeleptului din Proverbe 9, dă înțeleptului și se face mai înțelept. Și mai înțelept. Îmi spune în Proverbe 1, că ascult de tânăr, îi dă fiduit, bun simț și așa mai departe, spune acolo, da, și pentru ceilalți este bun. Pentru cel care are un anumit grad de maturitate. Cu siguranță că nu o să vă spun în totul lucrul voi, dar o să ne întărim în ceea ce este bine, slavă, reluându-le, punctându-le cu versete din Scriptură. Într-o zi m-am dus la bunicul meu, care era proroc, și a zis, am știut că viați la mine. De unde? Și azi noapte am visat, un om în haine albe mi-a spus, azi va veni Iosif, nepotul tău, la tine. Să-i spui să citească 1 Timotei 4, de la 10 la 15. Și să știe că aceasta este slujba la care îl cheamă Dumnezeu. Și versetele astea mi-au rămas foarte lichite de multe, au fost cu adresă. 1 Timotei 4, de la 10 la 16. Noi muncim în adevăr și ne luptăm, că în viața sfântă e o parte de muncă și o parte de luptă. E câmpul mistria și cu sabia. Pentru că ne-am pus nădejdea Dumnezeu cel viu, care este mântuitor tuturor oamenilor, dar mai ales a celor credincioși. Și de aici, deci în versetul 10 este enunțul obiectivului nostru, poruncește și învață aceste lucruri. Adică ceea ce spunem, trebuie să știm că sunt chestiuni care nu sunt facultative.
doar o părere oarecare sau ceva ce să îmbogățească doar la nivel teoretic cunoștințele cu el. Ceea ce predăm, ceea ce predicăm, e cum spune Apostolul Pavel la presbiterii adunați la Milet. Deci v-am vestit ceea ce era de folos. Și îi prezintă în continuare, hai să vă citesc textul întreg, așa cum l-am lecturat și eu atunci și nu numai atunci. Nimeni să nu disprețuiască tinerețea. E o pildă pentru credincioși, în vorbire, purtare, dragoste, încredință, curăție, până voi veni, ia bine seama. Ăsta vreau să fie primul punct care vă spun. La citire. Ia bine seama la citire. Ce-o fi asta? Deci sunt de acord cu ce spunea fratele noastră pastor. Să discutăm, așa, să fie ca un seminar. Puteți să mă întrerupeți, puteți să nu fiți de acord cu mine, sunt obișnuit cu elevi, putem să discutăm, da? Nu suntem pocăi, discutăm frățești. Sper să nu fie... La urmă am și faptul 15 de greșe la apostol, spre ei s-a făcut multă vorbă. Dar până la urmă la consens. Ce înțeles dumneavoastră să fie atent, să ia bine seama la citire? Știți că l-a întrebat Domnul pe unul, pe unul, pe 10, cu 25, 26. Și ce scrie în lege? Cum citești în ea? Dar ca să fie atent la citire, mai întâi cred că este ideea să citești, nu? Amin. Eu obișnuiesc, de exemplu, la începutul anului, am o agendă de nață așa, ca să pun ce ne-am bunat cu programări ce am. Vedeți, am trecut prima literă din prima carte a Bibliei. Cum citesc cartea, scriu numele întreg. De regulă mă silesc să citesc Biblia de două ori pe an. O dată să citesc așa, cu textul în față și a doua oră, că eu mult, să o audiez, mergând cu mașina, pe lume. Și fac asta din copilărie. Domnul să vă binecuvânteze. Sunt diferite metode de a citi Biblia. Una dintre variante ar fi să fie citită pe cărți, pentru că așa a fost scrisă. Amin. Și poate fi înțeleasă o epistolă în întregul ei. Dar să nu fixăm doar un anumit mod, un șablon. Puteți folosi metode variate de a citi. Care e mai beneficiară? Sunt o parte care iau recapitulează de unde mi se deschide, mă ne crede unde se deschide, sau ai beneficiu dacă citești cartea întreagă, o carte toată. Eu cred că o să înțelegi mai bine copul cărții, subiectele, tematica acelei cărți. De exemplu, hai să ne oprim puțin la Efeseni. Așa. Este o epistolă care o scoate în evidență pe Domnul Iisus Hristos și biserica sa. Și ea a fost lucrurile de la început. Am spus când e familiarizat cu textul acesta, de exemplu, primele versetele, punctez doar așa, și în versetul noul, că Dumnezeu a binevoit să-mi descoperă taina voiei sale după planul pe care l-a tăpis în sine însuși. Și apostolul insistă apoi în conținutul păstrativ că tot ce s-a întâmplat, ce se va întâmpla, este după acest plan al lui Dumnezeu, numit în 3:11, planul veșnic al lui Dumnezeu, făcut în Hristos Iisus Domnul nostru. Dezvăluie proiectul din acest plan. Vorba despre mântuire. Din regiunea la Dumnezeu ce era cine a luat viață, în capitolul 2 și 3, mică. Încă nu doar evreii au parte de acele haruri. Capitolul 3 cu 6, dar de iară este un lucru cu noi. Merge pe firul acesta. Apoi se oprește în capitolul 4 și oprește despre rolul, vizorul la biserică. Apoi cam la prioritate de vizită, apoi de vizită,
apoi se adresează familiei, copiilor, angajaților, stăpânilor și cheie la aceste îndemnuri de luptă spirituală în capitolul 6, în confruntarea noastră cu spiritele întunericilor. Deci, citind de epistola asta întreagă, o să ai o imagine de ansamblu care te face să înțelegi mai profund și mai bine ce a vrut să transmită apostolul Efesenilor. E ca și în întâmplarea aia, cu siguranța s-a auzit de ea, că unul a intrat într-un șantier și a întrebat pe un om ce faci. Ăsta era puțin de rău și tu nu vezi mortarea. Scuze. Treaba al doilea, tu ce faci? Păi, eu scute-i cu tu, până de seara dacă facem ăsta, să avem și mai repede de drumul mai ăsta. Treaba al doilea, ce faci? Aaa, uite acolo, proiectat, tu se vezi. A zis, o să iasă aici un balat? Și la special. Care muncea mai cu tragile de inimă? Organizarea aceasta. Da. Deci văzând ansamblul acestei lucrări, altfel înțelege. Alte epistole scrise din închisoare, cum este următoarea către Filipeni, biserica din Filip a fost cea mai de suflet biserica apostolului. În momentul acesta, cea altă biserică nu a fost în relație cu mine, cum a fost voi. Deși au fost sărăcie lucie. E cea mai personală epistolă, altfel o înțelege. Dacă revenim la aspectul citirii. Nu mă fi scăzut în primul rând. Eu văd o diferență de cine așa. Hai să citim două explicații. Eu am una și majoritatea fraților au asta. Sunt notile alea introductive despre fiecare carte. Explicațiile. Care bine să le abordez înainte de a citi cartea. Da. Da, la vom înțelege că nu sunt toți familiarizați cu aspecte istorice, teologice mai profunde și le ajută. Bineînțeles. De altfel, să fac și eu o mică paranteză. După Biblie, eu recomand să citim istoria bisericii. Să știm ce și cum s-a întâmplat. Altfel, uneori rămâne o pauză, așa, o suspansă. Am venit apostolul și astăzi predicăm noi. S-a întâmplat ceva între timp, o fire din mente, așa o curs, trebuie să-l cunoaștem. Citind lectura textului Biblie, asta ne face să putem apoi să fim predicăm. Mi-am zis că spuneam în predicatul la bătrân, zice, dacă știi Biblia, dacă ai studiat și Domnul de Har, zice, parcă ai la ceafă două vagoane de grâu și așa curge. Dacă nu ești familiarizat cu textul biblic, apoi tot simt ca predicatorul la care sunt de aia trei locuri și de neatenție de-o scăpat. Și a zis, mi-l-a furat. Pentru că le-au de negăsit. Cititul Bibliei de altfel nu este numai pentru a ne forma noi predici. Și este hrana noastră zilnică. Amin. Cuvântul lui Dumnezeu este pentru toți, pentru desăvârșirea noastră. Este hrana. Îmi spunea, am vizitat cu un păstor, o soră în vârstă, vădruvă, și avea pe masă de Biblie un caiet. Și zice, frate, am crezut că nu a predicat lui Cristian Odis. Atât de frumos când citești în Biblie și notezi câte o idee. Am stat altă persoană și ce numai puțin vine cu vreo două carnețele. Zice, frate, v-am putea citesc Biblia. Atât ai de frumos. Și uite, mi-am făcut schițe, mi-am scris niște idei interesante. Fata a glumit cu mine și a zis, mamă, vrei să dai admite la teologie, să știi, te pregătești așa temei. Deci să vreau să le las moștenire la nepoți. Și atât de important. Deci, în Psalmul 19, sau Psalmul 119, care este tot o pledorie în favoarea cercetării cuvântului. Să vă dea bunul Dumnezeu har să faceți timp pentru asta și cu cât sunteți mai tineri, practic să vă grăbiți, să vă rămână în minte. Unii spun, frate, de niște versete.
le-am introdus în minte la tinerețe, copilărie chiar. La tinerețe, mintea e așa ca o pâlne, știți, se adună mult și foarte puțin se pierde. La bătrânețe, tot ca pâlne de atoarsă. Intră puțin, se pierde mult. Asta e. Și spune psalmistul, strâng cuvântul. Când m-am căsătorit și au venit copiii, parte din Biblie o citeam cu ei. M-a devenit profes, până sunt copiii mici, ce se zice de Ezechiel, că vorba la oameni a spus să-l trebuie de când, ce-a scris o carte așa grea. Iar parte de citeam separat. Obișnuiam, apropo de citire, obișnuim și acum, ne adunăm sâmbătă copiii, Domnul ne-a dat 4 și 7 băieți, avem 20 de nepot. Și acum sâmbătă, când se poate, trebuie să adună și lipsa mea. Citim un text din Biblie, și de la cel mai mic fiecare spune câte o idee. Uneori m-am mirat la copii și mă mir acum la nepoți, copii, nici ce idei scot din lume. Dar așa o simplă lectură. Nu știu de tot. Făceam asta și mergând cu mașină. Mi-am gândit unul dintre băieții, niciodată citeam prin Exod. Da, zice, știi, tata, Moise a aruncat toiagul și a făcut șarpe, s-a făcut din toiagul și a făcut șarpe, au procedat și vrăjitorii, șarpelui Moise provenit din toiac, le-a mâncat lor șerpii. Și Moise l-a apucat de poate, l-a luat și a luat înapoi de la ceilalți, l-a mai dat bâtele. Mi-a zis, asta nu am gândit. Chestiunea la care îi ducea mintea să se intereseze ce mai este acolo, prin colțuri, știi? Când am citit că marele piros intra doar o dată, care Sfânta Sfântă, desfânt de acolo nimeni nu știa praf. Chestiunea care că nu mă gândeam la lucru ce se gândesc ei. Așa ne rămâne foarte mult cuvântul lui Dumnezeu în mintea. Să revin la textul din 1 Timotei, capitolul 4. Spune mai departe aici ceva despre râna, pasiunea asta, nu fiind necăsător, pe dar care este în mine și care s-a acordat în orice punerea mea de ducea la pregătitelor. Puneți pe inima aceste lucruri când le îndelenicește-te totul cu ele. Amin. Asta cred că iar este o chestiune legată de studiere, că nu suntem consecvenți. Și uneori nu ne ținem nici de cititul Bibliei după ora, de cum tu studiezi. Sau pe la cum nu se mai întâmplă așa? Aici se excepți. Vreau să vă gândiți dumneavoastră ce înseamnă puneți pe inimă și îndelenicește de tot ce eu cred că Ezra a scris Psalmul 119, dacă se dată parte, nu încercam. Dar scrie în cartea care poartă numele, 7 cu 10, ce și-a propus omul acesta. Căci Ezra își pusese inima. Și asta îi spune Pavel după tine. Pune-ți inima. Inima are de-a face nu doar cu aspectul nostru intelectual, ci și partea volitivă, adică a voinței, să-ți impui. Vedeți copiii la școală, unii se țin de școală, alții așa au gândit. Dar cu un asemenea învățător și cu asemenea carte, să nu ne ținem de școală e grav. Mai departe, citeți pe el. Să adâncească. Aici deja avem de-a face cu studiere. Apoi să împlinească, pentru că descoperirea cuvintelor sfinte are loc doar progresiv, în funcție de modul în care aplicăm. Și abia apoi să învețe de oamenii în mijlocul lui Israel. Exact aceleași aspecte se regăsesc aici în Timotei. În cine? E citirea? Și scrie acolo Nemia 8. S-au pus, au citit de dimineață și până la amiază. Și au ajuns cu citirea cum trebuie păzită pe stradă sărbătoarea Paștelui. Câte nu câte corpuri.
Scrie acolo că din vremea lui Iosua, fiul lui Nun, ce mai făcuse așa ceva? Nu puteți să spună cineva că nu nici David a făcut pace cu Dumnezeu. Păi de așa scrie. Da. La vremea lui Iosua se respectase asta pentru că scrie în cartea lui Iosua, în capitolul 8, 35, 35, acolo, că Iosua a venit tot ce a spus Domnul și ce a spus Moise. Se mai din nou cu 35, cred că nu greșesc, că n-a rămas nimic pe care să nu citească fața poporului. Și apoi n-a rămas nimic care să nu împlinească. Exact asta îi spune aici Pavel la Timotei. Să citească. Apoi să fie pasionat de asta, să aprofundeze, să îndelicească în tot. Îmi spunea un prieten al meu din Italia, s-a dus un predicator și zice, campionat era, aș dat pe fotură, era pe telecomandă și a urmărit ceva rezultate la un meci. S-a suspară ca asta. Mă, nici nu era de la ori și l-a satisfică acum la primul. Și pentru că mi-i spune acum, ce faci, comentezi un meci sau predici? Și ăsta zice, eu pot să cred și după ce mă la oameni. Dar din nefericire n-am mai predicat mult. Pentru că nu se poate. Așa este, ai milă de rău. Se spune că un bărbat avea un, era un tip orator, bun. Și când l-a anunțat să predice, zicea soția lui din bancă, oare are curaj să ducă. Când ne vedea la locul de frumos, zice, zicea în sinea ei, de nu te-ai mai dat rău. Este bine, mă. Acolo vorbea. Eu vreau să mă leg doar, doar de aspectul studierii, dar ăsta se leagă la rândul lui prin partea de pasiune, se leagă de partea de trăire. Nu poți să ai pasiunea studierii fără trăire. E alt capitol, dar interferează profund. O spus Domnul, nimeni nu poate sluji la trei stăpâni. Dacă n-ai pasiune, undeva eram încă la Cuseni și era un tânăr, îi fugea mintea. Este inspector, este un om cu realizări profesionale. Și mă gândeam, oare cum să fie promovat. Și un țin minte, uneori când l-a chemat la Angon, imediat să uita, un grup, așa, un drugar repede, niște idei. Și într-o noapte spre dimineață, visesc, când era în fața unei ape, mă uitam la pește, trei era un pește mai mare. Și ăsta-l prind. L-am luat și cum l-am prins cu mine, pe partea dorsală, era așa cu păr, era ca un animal din ăsta. A, și m-a apucat o greață, zice, ce-i pește, nu-i pește. Și m-am schimbat să-l luat și era un prezbiter, era duminică dimineața, a venit să mergem undeva. Și îmi zice, uite ce-a făcut cu tare. Era băiatul ăsta deștept. Vă zic că ăsta e pește, nu m-am văzut deasupra. Și am urmărit în timp. Nu există pasiunea, pentru că nu este trăirea. Pentru că, repet, Dumnezeu se descoperă numai celor ce vor. Ezra a înțeles acest principiu. Să citească, să adâncească, să împlinească, dar apoi să vedem. Altfel, nu dă Dumnezeu lumină, ca să nu spun că nu dă nici putere. Fui un caz undeva, era o zi de joi seara și un frate din comitet, cu dumneavoastră din comitet, a avut o ceasă cu soția. Dar s-a luat adunare, obișnuiau să nu lipsească. Și așa s-a întâmplat că n-a mai venit niciun alt membru din comitet, nici slujitorul de nas, nici conducătorul de nas. Și eu tot se uita la ușă, cine se vine, și frate, surorile, frate, tu te dumneata, e predicator bun. Da, mai vine cineva, și trec un timp, nu a venit, du-te.
Și el s-a ridicat și a început să plângă și a spus, unde să mă duc? M-am certat cu nevastă. Și că te-a drag, mă ierți, a ridicolo plângând, mă ierți. Și a zis, dacă vreți să vă dau un dăm la păciune, să vă rugați pentru mine și pentru mine. S-a rugat, a tot vreo dat un schimb de vorbe accidental. După aceea s-a spus la slujbă. Dar și tu se face fără asta, nu? Da. Ar fi putut. În limba engleză două cuvinte, may și can. Adică una, el ar fi putut. Fizic, vorbim, să ducă după un om, da? În românește, a putea același lucru. Adică același cuvânt, pentru că da. Putea înaintea Domnului, era corect să o facă. Așa. Revin. De fapt, scrie și încât în versetul 16, și apoi concretizez ideea, stăruiește în aceste lucruri. Fii cu oloarea mintea asupra ta însuți, vă spun în aspectul de trecere, asupra învățăturii. Da? Am înțeles că dumneavoastră vă adunați aici în mod regulat. Nu știu la casă cât sunteți de pasionați pentru asta. Vă recomand, dragii mei, să studiați Biblia nu doar în a vă pregăti pentru predică. Pentru că sunt situații în care cineva te întreabă despre un subiect, pentru o singură persoană. Spune Biblia în Corinteni 4, spune că bărbatul trebuie să fie în stare să dea răspunsuri din cuvânt nevestei și copiilor. Bărință. Deci spune la femeie, nu de la voi a pornit cuvântul. Îi place la bărbat să spună că e capul femeii. De asta numai în condiția că a înțeles prima parte a versetului, spune Hristos e capul oricului bărbat, bărbatul e capul femeii. Ce ați auzit mai mult spunând? Că bărbatul capul femeii sau că Hristos ca un bărbat? Care vă duc ce plămâni cu preoanele? Dacă lui Hristos capul unui bărbat, e cap fără cap. Ori aici e vorba de cuvânt. În primul rând. Bărbatul este dat cuvânt. Asta putea spune oricărui bărbat în casa lui. Dar dacă ai responsabilități și peste alții, atunci ești cu atât mai dator să-ți însușești cuvântul. Știți, când Iosua și-a împlinit mandatul care a fost cucerită și împărțită prin sor, unul acuză pe Iosua că nu și-a lăsat succesor, dar nu era în lege scris să-și lasă succesor. Ce putea să poată? Pentru că națiunea trebuia condusă teocratic și cel mai mare a rămas mare preot. La el se mergea, el era focul de judecat, din stanța supremă, dacă nu se mergea la Dumnezeu, se întreba cu mine, cu mine. Dar Iosua a înțeles cum trebuie acționat în popor. Și le-a spus, cât despre mine, eu și casa mea, vă slujim, Domnule, pentru că în lege scrie clar, de Deuteronom 6, de Deuteronom 11, căci propagarea cuvântului trebuie să se facă la nivel de familie. Și pentru asta, și atunci a fost responsabil, primul rând, capul familiei. În Psalmul 78, scrie în versetul 5, că Dumnezeu a dat o lege și a poruncit părinților să-și învețe nea copiii. La copiii le-a dat Dumnezeu poruncă, la părinților le-a dat toate 10, ca să-i învețe pe copii. Ei, cei ce sunt slujitori, spune în Efeseni la capitolul 4, la versetul 11, că rolul lor este ca să-i pregătească și pe alții. Și când așa cu problema, ca să devii învățător, pentru că la rândul lor să devine și învățător. Spune Pavel la Timotei, 2 Timotei 2, ce ai primit de la mine, 2 Timotei 2, încredințează oameni de credere ca să fie în stare să învețe. Deci așa ar trebui, deci așa trebuia să pregătească Timotei să învețe, ca cei pe care îi învață să fie în stare să fie învățători. Asta înseamnă că trebuie să fii profesor de facultate, nu numai de liceu. Cât de bine trebuie să stăpânești scripturile. Că pe lângă lecturarea Bibliei, trebuie să aprofundăm
studierea pe teme. De exemplu, tot ce spune Biblia de dărnicie, se spune că s-a proselătit de 17% Biblia pe tema. Și avem mijloace tehnice la îndemnare. O să folosești o concordanță, să scoți toate cuvintele pe tema aceea. Să aprofundezi subiectul despre botez. Eu recomand întâi să scot tot ce scrie Biblia despre botez. Să ai imagine, cum vă spuneam, cât mai de ansamblu. Și la fel cu orice alt subiect. Recomand în prim plan subiectele de ordine practic. Bun, ne-ar place să aducem anunțuri apocaliptice. Să spunem niște chestiuni, așa cum se mai întâmplă lor, să pun niște titluri de predici, șochează. Recomand să puneți titlul la predici cât mai mult din cuvintele Bibliei. Și punând accent pe aspectele practice, vor fi și rezultate pe măsură. Se spune că un proaspăt teolog s-a dus în Africa și el a încălzat și a pregătit și lucrarea de diplomă din escatologie și le-a ținut o predică apocaliptică la vieții africane. Translat-o un om pe experiență, uitat cum doare textul și a predicat altceva că nu știau africane engleză și s-a ținut o predică de evanghelizare, de evanghelie. Dar mă lăsa unii care voi, africane, apoi să-și sorpreda, nu știu cât să-l stac, din vorba că am predicat de Matei, nu știu. Asta era necesară atunci, prin ce au ieșit, se speriau cu balaurul și cu fiare. După ce am citit ce scrie Biblia pe un subiect, puteți să-l structurați într-un anume fel, un capitol, două, trei, pe tema aceea, apoi puteți să studiați și o carte, dar cărțile care le studiați vă recomand să fie avizate de slujitor cu experiență. Că la librărie se vând de toate. Mi-a spus la unul care vedea cărți, noi scrie Biblie cu învățătorii, vor avea o mare judecată. Mai astfel. Dar cred că voi care vedeți cărți o să fie mai astfel. Voi vedeți de toate. La voi stau autorii ca morți în cimitir. Și bun și rei la o altă. Pentru că nu orice carte merită studiat. Un autor pe care îl citești, îl lași să-ți opereze pe creier. Și cine știe ce învățător aprobat? Teorii sunt acolo, le-a susținut cu niște silogisme și încât de cât sunt niște de convinge. Eram la București prin anii 90 și ceva și mi-a picat o carte acolo, era scrisă de un teolog englez în care promova homosexualitatea. Spunea că nu se poate apostolul Pavel să nu se simte să fie deranjat asta, că el vrea numai cu bărbați, de-aia nu vrea cu profesorul. Și încerca să justifice textul din Romani care condamnă asta, că ar fi de condamnat numai dacă este sub formă de abuz, cum a fost la Lot. Sau dacă este de comun acord, nu are nicio problemă. Doamne, cât de nebunie, nu? Da. M-a sunat la profesorul de la Cluj, de la dumneavoastră. Și frate, uite, bărbatul meu vrea să-și altă de voastră. Nu-i popii? Ba da, participa la părtășii, la rugăciuni. Cum să-și altă nevastă? Spune Biblia că cine lasă nevastă cea pe altă vrea. Și știu, mi-a ținut studiul din versetul ăsta. Cândva cine lasă pe altă, dar el nu mă lasă și ea. Și gata, femeie ne-am cumpără, băi. Se poate, nu se poate. Deci, adunând material biblic, aprofundându-l cu rugăciune, amin. Apoi putem să apelăm și la un dicționar biblic, la un manual, repet, cu avizul fraților, pe cartea asta merită să fie citită? Sau nu? Mi s-a întâmplat mie, am încă în apuseri, am venit un grup de frați, nu i-am plâns un primitor de oaspeți, și punem pe primul să predice, avea carismă, a cuplat adunarea cu oameni și cu aleluia, mi-am dat seama că e de la Branhamiști, de la cei cu botezul a doua oară,
avea abilitate, mergea așa tot până în margine, dar nu se scăpa ca să-ți dai seama. Ce să fac? Era mai tânăr, am pus un bilet ca la voci. Dar avea deja adunarea în mână, știi? Și spune fratele să se închie, voi ce zice? Nu, mă, pe aștept, doamnă. Dar, urma al doilea, pe al doilea nu l-am mai pus, evident. Când s-a terminat slujba, a subit de biserică, m-am dus să văd în cărți. M-a pus piciorul în braț, gata. Dacă voia să vă dea Biblia, acceptam, vă rog, începeți o cântare, mi-a spus la cântări, nu dați cărți aici. Zic, dragii mei, în slujba bisericii, de seară vă aduc eu ce cărți vrea să vă dea și vă explic. Frații, dar frate, ce mi-a lăsat? Nu lăsat, de seară vă explic la tot, veniți tot la drag și de seară vă cum de asta. Și au dus ceva carte, cu Ian Braha, cu Marc Frank, ăla, cu supresorul Braha, e doar Frank. Și mi-a spus, uite, uite ce scrieți. A dat domnul de seară aici, frate, ce gustat? Și am discutat puțin cu el și a fost în cuvânt așa bun. Și acum, la urmă, așteptau frate și au zis, domnul se gândește că ai fost atent. Nici eu n-am fost atent în capăt, aș fi mai atent. Dacă lăsam să se prăște cărțile acelea, aruncau sămânța. Ai un pirul din două. Da, pe de altă parte, recomandă zi să se aprofundeze, să caute din Biblie ce scrie pe tema aceea. Pentru că altfel ne rămâne minte și este munca noastră. Dacă, de exemplu, luăm o schiță de predică direct din cartea nu știu cum. S-ar putea să nu înțelegem ce spune. Cum se spune spre unul, o preluat texte, o predică integrală a unui așa, când am fost eu cu 20 ani în locul și nu vreau și pe ăsta n-are 20 de ani toți. Nu mai am fost 20 de ani, așa eu. Da, o viață. Și în felul acesta, după ce studiem cât se poate mai mult, toate sunt imperativul care le citesc în versetul 16. Fiți curare mintea asupra acestor învățături. Asupra învățături pe care le-a dat Tora, stăruiește în aceste lucruri. Căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe ce te ascult. Știți că o zis pară să nu corintem nou că dacă nu predică Evanghelia, o scrie vai de el? Odată ce ne-a chemat Domnul la o lucrare, mântuirea noastră nu mai depinde numai de viața noastră, ci și de slujirea noastră. Cum am venit de învățător, că vor avea judecată noastră. Suntem datori, altfel ne facem vinovat. Cum un proroc este dator să-și transmită mesajul. Îmi spunea un frate că i-a dat Domnul o descoperire despre o tânără. În scurtă vreme, diavolul vrea să-i scușe veșmântul și a arătat o vedenie foarte dezastroasă. Și mă, cum să-i spun la fata asta, măi? Asta pare o fată bună. În câteva săptămâni s-a dus cu unul în lume, e pierdută de ani de zile. Și a zis la unul mai bătrân, fratele, nu răspund înaintea Domnului, că strună sună în minte că sângele ei se cere din mâna mea. Și fratele acela în vârstă a zis, măi, rogă-te, Domnul să te pedepsească, aici nu te pedepsească dincolo. Așa e. Deci, iată cât de responsabil este noi. Mântuirea noastră atârnă de asta și mântuirea altor. După câteva vreme, ia casa, cum s-o facă, destul de mare. Și după incendiu, vin, nu știu, o frate și o soră, cu două persoane de atârnă. Spune, frate, am visat că la tine o să fie un incendiu și a spus ți-e rău și mi-a fost frică să spun. Și am zis, vinovat, nu ești vinovat. Eu sunt vinovat, dar m-am pedepsit Dumnezeu ca să știu că de-aia e pedeapsa, că n-am spus eu. Asta a fost experiența lui, nu facem o regulă din asta. Dar trebuie să conștientizăm. Repet că mântuirea noastră depinde de felul în care învățăm. Și mântuirea celorlalți. Și dacă e așa, am putea să spunem noi că suntem curați de sângele tuturor. Mi-amintesc că într-o seară eram undeva la Baia Mare și am discutat cu subiectul ăia și puțin la voce. Și a zis, da, nu-i povedeți voi. Noaptea aia m-am întors în pace, ceea ce mie nu mi se întâmplă. Mai cu seamă când eram mai tânăr. Și dimineața urma să ne întâlnim din nou și am spus, lăsați-mă să spun și cred că vreau următoarea noapte să dorm.
Aia spune Maleahi să nu cauți la fața omului. Nu l-a ajuns cu nimic. Cu ce l-a ajuns un medic să spună unui bolnav? Deci, știi, doar în bine. Asta mi-a spus, vreau să-și facă o poză. Și tu știi că el moare. Și nu-l tratezi. Nu-i spui adevărul. Nu se înțelept un proverb, nu lingușindu-l retur ceva. E bine, adevărul trebuie să spui cu dragoste. Și când nu știi, să-l nu spui așa fel ca să-l câștigi, amin. Dar așa să-i dai replici și ore de diligenție, așa? Ai bine tare din gură, lasă-l dat. Și dacă este așa, noi operăm cu sufletele oamenilor. Puneți-vă la un medic, vă rog. Ce rezultate ar avea medicii dacă nu s-ar specializa? Dacă n-ar dobândi profesionalism? Așa, se tradeze, da, așa ca un medic de familie, da, e aspirină, trece. Și în felul acesta, stăpânind materia, să spunem așa, scolastic vorbind, poți să-i ajuți pe oameni, poți să le dai explicații. Și ar mai fi un aspect. Vreau să vă las pe dumneavoastră să vorbiți. Pe tema asta puteți spune întrebări sau cum credeți. Aspectul călăuzirii sau alegerii predicii a subiectului. Deci, repet, electorale. E pasiunea pentru cercetarea Scripturilor care este legată de modul de viață. Nu poți să ai pasiuni să fie și microbist și predicat. Și pescar, pasionat și predicator. Nu se poate. Dar treia v-a spus este aprofundarea, studierea pe subiect, pe teme, pe cărți. Doar că trebuie să predici. Trebuie să cunoști, să fii gata, să răspunzi în orice domeniu, ca bărbat, ca subiector, e datoria ta să cunoști Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. La patru rând, spuneam, să ai călăuzire în alegerea temei, a predicii, a conținutului. Deci Apostolul Pavel la Corinteni. O să pun o întrebare legat de călăuzire. Ce face dacă duminică dimineața trebuie să ne luăm după care la? Ce bun, frate, auzi. E cam. Nu o să se supere nimeni pe tine. Dacă spui și ceva din tema din calendar, poate și alte s-au pregătit și dacă ți-a căzut rândul să tămâiezi, o să fie dezbătut și subiectul acela și dacă într-o altă jumătate a cuvântului tău, vei spune altceva ce ai fost călăuzit. Să ne luăm libertatea. Poate nu toată predica trebuie să fie pe subiectul acela. Sau dacă tu crezi cu adevărat că este o altă tematică ce Dumnezeu ți-a pus-o pe inimă ce este necesară, nu cred că te pune nimeni la disciplină dacă ții libertatea aceea. Dar să ținem cont și de rânduială și de călăuzire. Se pot împăca. Mi-a zis odată un bătrân, măi, vezi să te mai încovoi, că dacă nu ți-ai luat-o. Pentru că îmi face o paranteză niciun pic. Vedeți. Sigur, acum apare la călăuză. Cum pot ști un om cu o primică laudă de Dumnezeu să mă redac subiect față de cel care a fost atunci? Cum primește călăuză asta? Aici e subiectiv un pic de forță și tocmai de aia intervenim. Care spun, Domnul mă călăuzește pentru că am s-o pregătit când am zis Domnul să vorbească din lucrurile și îi călăuzește în fiecare duminică cu aceleași cuvinte. Deci aceeași călăuză. Pentru că are același bagaj. Și el zice că ai călăuză. Da, Duhul Sfânt, care vrea să-L călăuzească pe ei, trebuie să ne spun, să ne spun, și până la în temă.
se poate ca cineva să aibă o călăuzire și tot ceilalți să se pare că nouă călăuzire. Confirmare comunitară. E o conexiune, se simte? Că trebuie. Eu zic că cel puțin cât la biserică, că trebuie să se descoperi care fost acesta sunt. Deci cel care vorbește la bun și e călăuzit pe anumit subiect și Duhul Sfânt călăuzit pe treaba cel puțin omul în biserică trebuie să fie, să fie atât de prioritate. Deci să zică, Domnul, asta mi-a vorbit mie subiectul care m-a făcut săptămâna respectivă sau mână, mă frământă niște probleme, niște... Dumnezeu îți dă și cum îți poți fi care vorbește călăuzirea ta să îndrăzită și la sănătării care au vrut să spună în biserică. Sau să ne întrebare de la vede un lucru care nu îți dăzut în ăsta. Dacă îți spune de ce se crede, nu vrem să credem că cineva că nu a primit o călăuzire, că n-a ales, adică nu doar atunci pe lucru. Dar potrivit cu călăuzirea ce a primit-o, a primit și un subiect bine elaborat. Nu cum spunea fratele, că tot asta spune și spune că asta e călăuzirea. Admit și că a primit călăuzirea atunci pe loc. Dar să se vadă că acea călăuzire are și conținut. Da. Să se vadă și rezultat. Altfel, anunțăm oamenii că avem ceva de vânzare și tare paragon. Deci ce vreau să spun cu asta? Trebuie să fim și ordonați, să respectăm rândurile. În același timp să nu ne șablonăm și să lăsăm libertate lui Dumnezeu. Amin. Eu sunt de acord, cum spuneam, cu foaia mică, să ne facem o schiță. Dar dacă noi folosim aceea schiță, și în biserica X, și în biserica Y, ca să nu mai spun aceea biserică, să o tot repetăm. Și referitor la călăuzire, evident că sunt multe de discurs. Cum spunea, ne trimitem predicatori, cum am vizit la dumneavoastră biserici, în jur, în vreo 40 biserici și puncte de lucru. Și mai aveam un exercizări că a pus unul mâna pe amont și acolo l-a monopolizat cu o oră. Cum spunea fratele Buraiciu Rupe, s-au dus cu niște tineri într-o adunare și au tot cântat și au spus că l-au mai putut la predică la de pe frumoasă. Nu chiar. Atunci unul dintre ei s-o zicea și-o spus, frate, ați să mai rămas primul. Nu-i problemă, că pe mine o să se mai vinde, pe voi vă mai chemat. A pretinde călăuzire. S-ar putea să fie doar așa o pretenție inovată. Eu îi spun călăuzit la ceva ce se vede că e comandat de sus. Amin. 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 Și cum facem diferența? Cum am crezut? Diferența? Cum se manifestă sentimente, mod de a se vedea? Sau la nivel de interior? Cum dai seama că călăuzirea e de la Dumnezeu, de la Duhul Sfânt? Sau e una care să strice, mă gândeam, vreau să se zidească? Ținând cont de când le-am iubit de până aici, dacă tu ești pasionat de asta, înseamnă că și postești pentru asta și ai citit peste săptămână și ai studiat toate săptămâna mai multe subiecte. Dar poate omul l-ai aprofundat. Tu fiind introdus acolo în materie, ești în conexiune pe Dumnezeu, cu Dumnezeu, călăuzirea este identificabilă. Dar doar așa să deschid Biblia la întâmplare, să spun că asta a fost călăuzit, să vă spun. Fără să știu ce scrie în Biblie, măcar în cartea aia, până aici, de la pagina următoare, asta poate aduce vinovăție pentru cineva. Așa e. Și chiar și nu au ocupat timpul altuia care predică. Fiecare să fie receptibil întâi față de Dumnezeu, față de Duhul Sfânt. Dar asta se întâmplă, dacă așa cum spuneam, este o stare. O să vă pun o întrebare. Este călăuzire fără pregătire spirituală? Adică omul să revină la bun fără ca săptămâna aceea sau viața lui să nu aibă post, să nu aibă rugăciune și să ridică totuși.
Nu mai știu dacă folosește de tot acum drept sau va. Ai rogut și pregătirea de toată. Scuză-mă, nu, eu nu cred că un lucrător al Domnului nu se rugăciune. Cum a? Sunt. Nu prea ar vrea să cred. Expresia aceea pe care am citit-o, îndelenicește-te în totul, nu înseamnă numai îndelenicește-te în mult. De-aia vă spuneam că nu poți să fii și un predicator adevărat și să ai și altă pasiune. De-aia, de exemplu, condamn pasiunea asta care e nu par păcate, e ca de spor, de vânătoare, de pescuit, de șar. Adică sunt păcate în sine, aia zice, știi, dacă nu le faci într-un mod exagerat. Dar sunt pasiuni care scucerisc inima. Da? Și nu mai poate fi totul dat de Domnul. Așa e. Stă mintea acolo sau, de exemplu, să fii pasionat numai de comentarii politice. Spune că noi, în țara mea, mă interesa ce se întâmplă, poți să zici, a, vreau că sunt scuze, știi? Ce lucruri analizezi, puteți de profețiile biblice, sunt pasionat de ce spune Ioan Hristos și știu cine. Dar e bine să fii un lucru în totalitate de ea. Nu putem fi ruți în totalitate. Dar, bine, unii au și un anumit obiect de activitate care le cere să fie folosit, de exemplu, cu niște informații, cu niște legi. De asta zic că... Dar, să asculți în fiecare de știri. Și să le asculți cu, spuneam, cu comentariile lui... Spunea un mare, un predicator. O spune că lumea trebuie să fie Biblia și cealaltă ziar, adevărat sau nu? Spunea un predicator. O să... Eu să fiu sincer, poate să mă scurisit atunci. Trebuie să fie informat. Așa trebuie. Trebuie să ținem cont și de vremea în care ne aflăm și trebuie să o cunoaștem. O să-l facă cunoaște foarte bine vremea în care trăia. Da. Numai că... Apare și o problemă acum. Acum la noi se schimbă lucrurile atât de iute acum cu testul, ca cu toate lucrurile astea, dacă nu ținem un pic pasul cu ea, suntem cum vine prea da, asta. Numai că una este, una este să fii la zi cu știința și alta este să asculți știrile astea care de fapt nu sunt nici știință, nici adevăr. De blasfemia asta așa făcute ca să ducă pe proști de nas. Și să ne umple timpul. Între ele de zi cu zi se vede care e prioritatea. Cuvântul a fi, sau celălalt. Poți să studiezi anumite documente, documentare care se ține la curent cu niște evoluții în diferite domenii. Asta este un are, trebuie să asculți știrile astea care sunt pentru manevrarea maselor, asta nu cred că ne fac bine. Trebuie să le tacte. De exemplu, este internet. Nu poți să găsești anumite lucruri pe internet, chestiuni de ordine istorie, chestiuni, poate n-au toți anumite, știu eu, manuale, cauți pe internet și să găsești materiale teologice, dar dacă apoi îți dai drumul să citești din toate și asta îți ocupă timp și te duci pe YouTube. E cum spune Pavel, 1 Corinteni 6 cu 13, 10 cu 2, 3, toate sunt îngăduite, atunci te îndrepti, la ce mai ajută? Am întâlnit un bătrân, avea 90 de ani, avea o bibliotecă de 5.000 de exemplare. Îmi cumpăra și eu ceva cărți de la el. Și spunea, mi-a plăcut toată viața să citesc. Dar acum, la cât îmi mai permit de vederea, abia cum citesc Biblia. Nu-mi permit să citesc un pic cărți, fără să am lectura mea zilnică. Și la vârsta aceea, era un scuritor. De aceea e bine să... Păstrați legătura cum face și aici. Nimeni să nu se socotească singur înțelept, că așa te poți pierde cel mai ușor. Spuneți că nimeni nu gândește bine mai tu. Asta e un exemplu. Un exemplu care e rău.
Când vezi că numai singur gândești bine, acolo accentul nu cade în Eclesiastul 7, nu zic prea nebenit, atunci că singur accentul nu cade pe prea nebenit, ci că e cuvântul singur. De astfel de neprihănire, ca mine nimeni. Mi-am inteles că eram încă la Buser și am mers cu un presbiter să vizităm o familie, nu era acasă, nu prea aveam telefon, atunci la tot. Și zice, hai să uși ce ne-am. Și intrăm până aici în vizită. Și un frate va. Intrăm la el, pace, pace, o vorbire evlavioasă, bine ați venit la noi, ce mai faci? Dar frate ăsta presbiterul o să vă pasă un pac o demonstrație. Și zice, da, frate Ilie, n-ai mai mers la adunare. Zice. Odată m-am dus la adunare și mă rugam, Doamne, să dați un îndemn pe rugăciune pentru evanghelizare. Să-i mântuiești pe oameni și Dumnezeu îmi spune, da, mă, Ilie, mi-a făcut pe toți ca să-i mântuiesc. Pe toți îi mântuiești, pe Satan am mântuiesc pe aceea. Unde era făcut așa pe mult? Și s-a întreabă, tot mă așa să pompeze. Și ce ți-a mai spus Dumnezeu? Și într-o zi mi-a spus, mă, Ilie, tu știi cât mine. Și a zis, l-am întrebat, dar cum ați ajuns la asta? Și spun, eu când m-am întrebat, se tot mai văzusem un film înainte cu doi care urmau să fie spânzurat. Și unul zice, băi, eu să fii spânzurat, dar ați dat din gură că se poate schimba pe deasă și ne stingi mereu. Și-o și schimba. Și zice, eu mi-am zis, Doamne, vreau să fiu un creștin cu n-am mai fost. Și în final să fiu martirizat, nu a fost nimeni. Și am postit 6 luni să facă de mine Dumnezeu un creștin extra. Și de atunci Dumnezeu a trimis un înger care îmi spune tot ce trebuie să fac. Deci l-a luat un diavol în primire care vreau să fie unic și super. De fapt, ce spunea el este o teorie cunoscută în lumea religioasă, se numește reconciliere universală. Că ideea și-o dată diavolului, o dată și la alții. În final, toți vor fi recuperați și doar este chestiune de procedură. Mântuirea asta etapizată. E un asemenea om, nu mai poate fi recuperat. S-a pierdut, sigur. Am întâlnit pe unul în Italia, mai niște proiecte cu o școală teologică, ceva face undeva, prin Otenia. Ce minuni, ce frumoasă se întâmple. El avea o copii de care nu prea îngrijea soția. Și zic, dar de când ai primit tu viziunea asta? Și de câțiva ani? Și zic, ai vreun adept? Încă nu. Dar îmi dai seama că vremea trece. Tu îți trebuie aici un nou adept. Și o reformă ca de genul lui Luther sau al altora. Și dă dacă bătrânești mort și asta nu se poate pune în practică. Fii liniștit, mi-a spus Dumnezeu că dacă nu se pune aici, o pun în practică 1000 de ani. Oamenii cărora diavolul le-a inserat o nebunie și nu mai este acolo. Din anume motive. Vă dați-mi voie să mă adaug ceva și vă gata în adresc. Vis-a-vis de călăuzire, de înțelegerea unui text, cum vă spuneam că asta are de face cu trăirea. Și că nu se poate să primești lumină decât în funcție de modul în care accepți, însușești și trăiești lumina de la primul. Este un principiu enunțat de Domnul în Ioan 7 cu 17. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască. Observați. Oricum, vrei să faci, ajungi să cunoști adevărul. Nu vrei să faci, deci în 2 Tesaloniceni 2, pentru că n-au primit dragoste adevărul, Dumnezeu îi trimite o lucrare de înțelepciune. Deci, un învățător fals, un învățător fals are o dilemă de trăire. Și de-aia spune Biblia în a doua Ioan, să nu zici bun venit un învățător fals, că te faci partaj faptelor lui. Vedeți? Nu se poate învățătură falsă fără faptele lui. De aceea nu este corect niciun proroc să prorocească dacă starea primului este în regulă, niciun predicator să zice la un bun, că știe că are păcate probleme de față. Amin.
în asemenea condiții de întunecare, pune cine urăște întuneric, cum se arată la altă? Cum un om să călăuzească ca altă? Pentru că am întâlnit vreau. Și așa se nasc interpretările greșite. Orice este prins de mândrie cineva, cum spuneam înainte, duce acolo care boară cercetărilor fără rost, sau că e o chestiune de business, cum spunea un teolog despre anumită interpretare, că el a spus ceea ce credea și cred că este corect și a întrebat pe alți colegi. Vedeți, de ce promovați învățătura asta? Cei ce sponsorizează facultatea nu agrează decât aceasta învățătura. Spunea cineva, s-a întâmplat în cadrul nostru, frate, la Oradea, a murit unul după vaccin, cu asta nu am treabă cu vaccin, a dat un exemplu. Și totul a fost de local să publice asta. Nu trebuie pentru că se sponsorizează, prom vaccin, se pierde sponsorizarea. Cazul tău, nu avem ce să facem. Vedeți? Este cam povestea aia cu dreptate și nedreptate. Știți cum se pare, nu? Dreptate și nedreptate au flămânzit. În aceea zi și au mâncat, nedreptatea îți rezolv eu. Păi cum? Eu rezolv. Și înainte a terminat consumația, strică la fel de la Durescu. Îi cereți că n-ați plătit cum? Se vine șeful de unitate, contica de reclamat. Și vine șeful. Chiar nu știu. Păi, dă-le restul să plece treaba lor. Și să-mi zice scotea restul. Și unde ești dreptate? Aici am mâncat și eu. Aici am mâncat și eu. Asta este. Să fii gata să... Pentru că repet, 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 operăm cu mântuirea noastră și cu mântuirea altora. Ne-am într-o adunare și așa a fost contextul acolo, că este predica a doua. Și nu uite, frate, frate, te pus predica a doua. Nu știu ce s-a dat asta. Mă știu de când Dumnezeu separat. Mă întorceam cu soția dintr-o misiune și zic, acolo am predicat, am să vedem cei care sunt predicatori și care sunt și slujitori. Să vă imaginați că rămân acolo de față până în judecă Dumnezeu toată adunarea. Spune că dau socoteală, nu? Și zice, dragă de aia, dacă ai știut că e așa și răspunde tot, de ce ai acceptat să fii pus în slujbă? Asta este responsabilitatea noastră. Amin. Amin. Aici spune Apostolul Pavel că au venit la voi cu frică și cu cutremur. Și nu se putea da vina. Așa a fost orientarea noastră teologică. Așa a fost. Iată de ce trebuia citit, iată de ce trebuia aprofundat, rugăciune, călăuzire de care spuneam înțeleasă corect, nu așa ca și scuză pentru a spune ce vrem noi. A predicat, să zic, din textul acela care a fost pus în calendar. Spui ce crezi, ce înțelegi de aia și spui anumit ceva. Dar a pretinde că a fost călăuzit să spui anume ceva și să nu fie așa. Asta e păcat numai că l-ai spus tu, păcatul că ai spus că ți-o zis Dumnezeu să spui. Cum s-a întâmplat în altă localitate, unul vrea neapărat să ia o fată. Și o stată să vezi numai dacă pune un semn ceva, dacă se împlinește ceva. Nu mai știa cum să-l oprească. Și cum zic, tată, uite, uite, ne rugăm și pe când mergem dimineața cu la sapă, prima fată care vine în câmp, ea undeva la țară, sau pe caie, să fie, știi? S-o fi. Eu să înțeles cu fata să fie dimineața așa. Și a luat-o și a zis Domnul, nu pentru că a luat-o e problemă. Și o ducea. Și pentru că l-a băgat pe Dumnezeu, spunând că Dumnezeu e o lată. Asta e următoare. Întrebarea lui Dumnezeu în locul de la asta. Frate, vreau e o problemă a vremurilor noastre în care trăim. Că se împlinește tot mai puțin partea asta a versetului 16, ultima parte. Adică, când asculti, ce vrea te-mi faci așa, te vin un tipic pe tine în sus, și ce ce e tot? Ce te ascult?
și boala în biserică sau și în afară în biserică. Cel care ascultă, sau aici se înscrie la cei care pun în practică cuvântul sau numai la o două seară de evanghelizare. Și Iacov, cine își va înlăci privire și va strălui în ea, nu ca un ascultător uitut, ca un ascultător, atunci se mântuiește, altfel, nu uite cât o binevăție în plus, cât zice în Luca 12, 47, 48, dacă știu cineva, voia strălui și n-a făcut, dar a bătut cu multe lucruri. Dar nu scapă nici cine a știut-o, că trebuie să se informeze. Se informeze. Eu obișnuiesc să spun uneori că nu am chitma de la rai să-i duc pe oameni de la iad, n-am. Dar oamenii trebuie să știe că îi duc numai până la poartă, nu-i portar. Și în așa vreau să-i duc, ca să n-aibă emoție la poartă. Aș la o școală bună, unde profesorii sunt pregătiți temeinic, acolo vor lua elevii bacalaureatul, vor avea rezultate. Contează și de elevi. Contează și de elevi. Dacă elevii nu se mântuiesc, spune Apostolul Pavel, că noi ne pierdem răsplată. După textul nu-și orienteze și la 15. Dacă ceea ce zidește el rămâne, va primi o răsplată de scurtate. Sau ce voi te scurma? Dacă, potrivit despre acolo 15, dar pe despre el va fi mântuit, adică se va verifica, dacă din vina lui nu s-a mântuit, pentru că nu a învățat corect, pentru că nu a fost el un exemplu, sau pentru că nu s-a preocupat pastoral de ei. Deci, 2 Corinteni cu 6, de îndată ce se va săvârși ascultarea voastră, suntem gata să pedepsim orice neascultare, adică să fie și supraveghere. Am mai vorbit numai de partea de predicare, nu știu de dat. Toate astea se sețes, nu? Ce folos ar fi să se dea lege, să fie comunicate, tot domnul să fie comunitor oficial acasă, pe masă, dar să nu fie poliție, să nu fie justiție. Vorba fratelui Tanța, spunea, bă, păcat. Unul bun la vor, unul bun la ușă, mă. Ăsta se spune, cum și la sfârmărească. Îmi permite să... Pentru că, efectiv, pentru mine ce ați afirmat, e o provocare, în sensul că până acum și mulți dintre colegii mei de aici și nu numai, consider că mântuirea are de-a face cu nașterea din nou, ca un eveniment în viața noastră, corect, iar dumneavoastră ați dus ideea că are de-a face numai cu ăsta, cel puțin așa am perceput eu, și are de-a face și cu slujirea. Deci, așa nu și-a îngropat la Antoan, a fost mântuit sau nu? Aici, trebuie să dezvoltați, pentru că sunt două chestii care, wow, e o provocare mare, cel puțin pentru mine. Și nu numai. Să spun așa, atunci ideea, da? Noi, de exemplu, așteptăm pe Domnul ca și mireasa. Și asta pentru noi este o simbolistică foarte interesantă, ne spunem cu mireasa. Avem o imagine frumoasă, noi suntem copii, Dumnezeu este Tatăl și noi dăm în moștenire. Dar Biblia are și altă imagine, că Dumnezeu este Stăpânul și noi ziua aceea dăm la corp, de activitate. Și-o chema pe robii săi. Ce-ai făcut tu, Daman? Sigur, mă scuzați, nu discutăm de răsplătiri, discutăm strict de mântuire. Nu. Dar eu asta m-am spus din pilda paracilor, din pilda poilor. A fost scos afară. Pentru nu a răzblat. Și v-am spus din ea ordine, nu? De 3 cu 15, că se va analiza în final. Oamenii aceia nu s-au mântuit de ce? Nu a învățat el sau nu a ascultat el? Dacă el a învățat corect, el va fi mântuit. Dar fără răzblat. Dacă el devine că nu s-a mântuit, este și el afară. Spunea, am citit, cred că la ăsta din Africa de Sud, la Evostele, nu mai știu, și că un păstor din Anglia, cu o activitate laborioasă, cunoscută, predea de pensionare și niște ziare, de astea creștine, creștine tădei sau altele,
Se pregăteam să scrie ceva despre palmaresul lui evanghelistic. Și într-o dimineață se scoală crispat. Soția lui vede ce s-a întâmplat și îl încearcă să evite, să-i spună, ce? Și-am visat că era ziua judecății, nu mai rețin exact oamenii. Și zice, m-am fost întrebat, unde sunt în oriași? Și chiar m-a smut, zice. E Biblia și asta că rămâne un moment. Și toți așa veneau un șir indian și veneau într-o propastă. Unde ți este familia? Același traseu. Și vine altă voce. Tu ai fost în enteror, că ți-am arătat vinovăția, trebuie după ei. Și dar nu se spune partea asta de visoție, mi-a spus tot pe care mi-a spus și-a murit. Asta înseamnă că slujirea se poate descalifica, corect? Absolut. Bun. În schimb, slujirea nu te poate califica, corect? Ba da, că te califică pentru o răsplată, spune tare. Bun. Redefinim asta. Slujirea ca și activist, înțelege? Activist. Sau activitate, cum zice, ecumenică, spirituală, morală. Nu te califică, corect? În ceea ce înseamnă mântuirea, în schimb, o slujire prin recalență defectuoasă, te descalifică de la mântuire. Da, dacă priviți mântuirea separat de răsplătire. Dar eu am dat răspunsul în calcul și răsplătirea. Pentru că noi vorbim despre slujire aici. Și au întrebat ucenicii noi, uite, ne-am dus în lucrare noi, cine alegem? O dacă este răsplătit și un pahar de apă, dacă... Și răsplătirea dincolo, când au zis cei doi glerii lui, să stea, au zis, mama, aici un acolo, zic că astea sunt funcții de paharul care îl vei de... Dar nu mai întâi, dacă ne uităm pe contextul la care suntem acum, în slujire fost investiți fie împăratului sau slujitorul împăratului, cei care erau deja mântuiți, erau în ogorul lui. Din ogorul lui, din grădina lui, din biserica lui sau de unde prea ei, au fost scos afară pentru că nu au slujit. Deci au primit să slujească. Nu numai s-au luat alami, nu numai nu au fost răsplătit. Au fost scos afară, luați, șațăcați, în întunericul de afară. Acolo va fi greu să știți de atâților. Asta răstoră în complet sau într-un mod substanțial teologia mântuirii pe care noi am învățat și am luat nici vorba. Mai mergem un public, la Matei 18. E pildă cu omul ăla care datora mult. Și omul ăla s-a rugat să-l ierte că nu a putut plăti. L-a iertat, a fost scris în dreptul lui zero și el când l-a întâlnit pe celălalt care îi datora o sumă mică, l-a strâns de gât. Datorită faptului că nu a iertat, a intrat să plătească tot ce era dator, să plătească înainte, ceea ce nu putea niciodată. Frate, noi discutăm despre răsplătire. Ia și răsplătire. Trebuie să asociem în mod obligatoriu cu slujirea. Pentru că cei care se mai să slujească vor fi judecați după slujirea lor. Auziți, știți cum se face legătura între cele două? În ceea ce vă spuneam adineau, că a avea o învățătură greșită, asta are de-a face și cu trăirea. Deci, la urmă urmei, el este dat afară, nu doar pentru că n-a slujit, ci și pentru că n-a trăit. S-au combinat cele două aspecte negative. El, în loc să lucreze pozitiv, să producă, o lucra negativ și o îngropat. Dar a îngropat pe fondul unor alte pasiuni, a luat-o plăcere și percepția de pe față de stăpân. Dar e faptul că l-a îngropat. Nu știu dacă putem asocia cu a lucra. Acum, a îngropat sigur, că am pot un pic de fofizica. O sta degea. Acolo i-a spus, oricum ce ne spune de tu este viclean și leniș. Nu l-am numit numai leniș. Și așa e alte bubeca. Era și viclean. Înseamnă că a fost o bubă mare. Duplicitar. Nu doar absența slujirii, a fost s-a asociat cu o trăire vinovată. O răsplată la urmă. E foarte important să fie atent la citire.
Amin. E foarte atent la citire. Dar să prin subtilitatea, cum atât de ori, despre când a zis altul, a făcut afirmația... Cum citești? Scoapă textul. Era acolo un cuvânt care... Ăla era cheia, din Proverbe, parcă a zis. Era cheia... Nu te vedea pe nimic, pentru că nu e... Exact. Singur. Se pune în suflet. Exact. A te vedea. Deci aici, deci trebuie prins, prins în fiecare verset, trebuie prins esența. Esența. Și de aia e foarte important de a avea citire. Accent, punct. Și în fratele, eu zic că trebuie și pildele să prins contextul, să prins toate lucrurile ca să poți să vină. Un popor pocăit care se pocăit cu alt popor. Băi, tu nu vezi că nu e adevărat la popor, e la pocăit. Și ăla zice, băi, tu știi ce meseria am într-un înainte? Vrei să mă scuțe la tractorul? Deci, nu că nu știa. Deci, învăța greșit pentru că eu vreau să trăiască. Bine. Nu știu, frate, eu vreau să vă... Nu știu, mi-a rămas în memorie un cuvânt pe care e foarte lucru spre un învățător, mi se pare. Deci, ai fost pus ca și slujitor în biserică. Și se întâmplă, sau nu știu cum să iau între ghilimele, ca cineva din biserică, poate care nu te-a ocupat, să-și piardă mântuirea. Și atunci e posibil să-ți obiești și tu din cauza asta? Păi, nu sunt numai de mult de biserică. Da, stai, stai, tot felul. Vorbeam la o conferință cu slujitorii la mea, cu slujitorii la mea. Ce trist este să moară cineva din biserica noastră și noi să nu știm de ce diagnostic am luat. Diagnostic spiritual. Dar să-l luau pe ăia la alții, nu pocăiți. Nu, nu. Fiind în biserică, nu, deci să fie avut probleme, să nu fie mântuit. Să nu știe. Și noi să nu știm. S-ar putea să nu știm, dar ce puțin să fie investigați necesare. Poate nu s-a ascuns. Și să nu care... Domnul ne le descoperă. Rămân lucruri ascunse pentru judecată. Dar cel puțin, în slujirea mea pastorală, acum am nominat predicarea cu pastorația, eu să veghez, caut. Spune Pavel, caut să mântui pe cât mai mulți. Pe tot fricul de mântui. Domnul Iisus, de mântuirea că Iisus a fost mântuit. Aici era întrebarea. Da, de dar Domnul Iisus a făcut din răbat față de Iuda și i-a spus. I-a spus, da. Dacă nu asta e problema. Știți că dacă ai spus omului respectiv și nu te-a spus, da, și la deci dacă s-a spus de responsabilitate. Interesant, acum ați avut în discuție cu Iuda, dacă analizăm, de exemplu, ce spune Ioan 13, cum ar fi 26. Absolut. Găsim acolo o cronologie a evenimentelor. Satana intrase în mintea lui Iuda. Dar încă nu-l poseda pe deplin. Iuda încă n-a răsese la păcatul cu voia care nu se ia. Dar când Domnul a făcut în discuție, mai întâi spune numărul dintre lor. Nu toți sunt curate. Nu și alții au probleme. Spune numai că unul. Îl putea scoti pe vorba. Apoi când a zis clar păcatul, cum mă vinde. Atunci scrie în Matei 26, cu zis învățătorul lui Dumnezeu, tu ești. Tu ești. Și cum spun, armonizând textul cu... Atunci, probabil că Domnul Iisus când a dat bucățica. Și scrie în Ioan 13, a când s-a intrat. Deci, din faza aia a fost scrie cu perabil, pentru că el de acolo a hotărât cu voia. Conștient. O am vrut timpul ăla care putea să mă schimbe ceva, dar totuși nu... Așa, ca Domnul să recunoască. Așa. Domnul n-a fost mai. Mulțumesc, mă mai liniște. Acum sunt adresele alea din Apocalipsa 2 și 3. Foarte concrete. Și spune, iată ce am potriva ta, aia și se va întâmpla așa, așa, așa. Pocăiește-te, da? La fiind care e sub o șanță. Acolo este între altele este interesant că îi recunoaște Domnul încă membrii bisericii, unde care au aiurea. Mereu mai la mulți oameni de la Odicea. Crezi că ești așa, așa? Încă nu l-a descalificat total și încă nu l-a levat. Să-i dă șansa de pocăință. Șansa pocăinței, da.
Ma în faza aia numai cu copiița cu râpă am descăpat pe aia. Bun, și acum să vă mai întreb așa o situație. Ești într-o situație complicată, păcat, și tu nu recunoști că ești și mergi înainte. Înseamnă că nu mai ai șanse de recuperare, nu? De la un moment dat, se spune, vrei 6. Un pământ care este adăpat de ploaia care cade adesea pe el. Dacă arătești care nu trebuie sau dacă nu te spui și mărcini, zice, sfârșește prima este da foc. Și nu știi cât e termenul ăla, un sezon, două, trei, ca și la smocinul ăla, știi? Nu dintr-o dată. Dar e un liniu. Da. Da, și te așteaptă să rodească ori, ori. Ca și cum căderea și trăire. Nu mai vreau să te urez. Ce poate răspunde? Că te chemăm? Am chemat. Să cotiți că Domnul m-a dat o favoare, dragi. Slavă! Amin. Cum a spus Moise lui Core și celorlalți leviți răsculați, și îți gândiți că ți-ți favorizați față de restul poporului, v-a lăsat Dumnezeu să vă apropiați. Deci voi acum vreți, nu știu cum urmează Adrian, te luați și spune. Atunci, aici s-ar vedea că lăuzirea nu e cea mai fragrantă de greșită. Că e, te faci vinovat dacă ești chemat la o slujbă și nu intri în ea. Și la fel te faci vinovat dacă intri și nu faci cum vrei să fii chemat. Și amintesc că la o conferință pastorală la Sovata a pus o întrebare la Matera, prezentat de regulă. Dacă nu l-a chemat Domnul pe cineva de autoritate, de putere, și l-a spus, nu, nu l-a chemat. Liber. Corect. Îmi fac deosebit să fie amins de Dumnezeu în lucrarea Lui, să fiu blindicit, să lucrez pentru El și har mai mare să fii răsplătit pentru ceea ce faci. Dar mă curtă! Nu în locul altul. Eu sunt doar pastor asistent. Și vreau doi. Și asta de așa. Mă simt foarte confortat. Vorba lui Spărger, nu mai are mine să fii primul, al doilea. Da, pentru că nu ești. Se spune că l-a întrebat cineva odată pe Hannibal, în războaiele punice, trecându-l la poale altilor. De ce oare, vă zice, să trucuri, părăsă-te mai mult pe munții aia? Ce oare și aici se luptă care să fie primi. Păi băi, vreau să mă gândesc oameni și dar vreau la Roma mai bine pe mai aici. Da. Dar Dumnezeu care ne-a chemat, ne va autoriza, ne va îndrăzici. Te bine face în vorbe. Da. Domnul trebuie slujit, cum scrie în Psalmul 2, cu frică și cu bucurie, deopotrivă. În felul acesta, cum scrie la Exod 20, că a spus, parcă mi-a întrebarea, Doamne, ce te-ai prezentat într-un mod atât de impunător? Ca să aibă poporul frică de Domnul, chiar și de Moise. Și Noul Testament spune, foarte clar, Domnul este foc, mistuitorul. În fața adunare puseseră scripția asta, e biblic, Dumnezeu este dragoste. Așa, ce? Știi? Ați mai când o să-ți grăbiți, să mutați scrisul ăsta mai acolo, vreau să scrieți că e foc mistuitor, că spune să vreți toamne adunare, într-o parte. E echilibru. Este un egal măsură, este. Da. Și-a arătat pe Moise. Moise a fost sălbat. Dumnezeu, în loc să
se arate un tip, a rostit un enunț. E 134,6,7. Domnul Dumnezeu este plin dragi, bunătate, așa, 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 ține dragoste pe lumea mea. Dar! Nu se opătește vinovat pe cel. Nu-i vinovat pe cel vinovat. Care ce drept. Cele mai frecvente întâlnite cuvinte din Biblie, rostite de Dumnezeu, este sine pe care Dumnezeu s-a caracterizat. Le întâlnim frecvent în cartea psalmii, în profeții. Făceau apel frecvent psalmiștii și profeții la cuvinte care Dumnezeu le-a spus despre sine. Așa să-L prezentăm pe Dumnezeu oamenilor. Nu cumva, precum prietenul lui Iob, să pune pe Dumnezeu într-o lumină, se pare nou mai favorabilă și eu luat și eu mi-am dat. N-aș vorbi drept despre mine, ca eu. Ne vorbim despre Dumnezeu, da. Prezentăm principiile, vorba de opiniile noastre. Mai degrabă să spunem, nu știu, poate că știu. Nu știu ce problemă. Vorba fratele Simeon Constant, de până cine mai crește și mai ușor, nu știu. Și astăzi, poate o să spun lucrul la lui Timotei Daru, compunerea mea de vorbă, în Provocea. Și am avut experiență în este la investire în solidă. Să ține foarte mult, dragi mei, la a fi lucrători împreună cu Dumnezeu. Și asta presupune mai întâi în a-L cunoaște, nu ce în Ieremia 9:23-24, bogatul să nu se laude așa, așa, cel tare, cel țelip să se laude, și să mă cunoaște și știe că și aia să crede Dumnezeu pe sine. A milă între Tatăl și judecată pe Domnul. Ioan Botezător la rândul lui. De fapt, asta cred că undeva este rolul predicat undeva. Să aducă pe oameni în prezența în fața lui Dumnezeu. Și noi cum să fie în parte de tras în scenă, în parte, dar și Ioan mori pentru voi, sau clipa. Și omul confruntat cu prezența divină. De fapt, pentru omul trebuie să dobândească prin tot ce se întâmplă chipul lui Dumnezeu. Să știe că dă socoteală înaintea lui Dumnezeu. Că dăm socoteală noi de ei. Vrei 13 cu 7, dar dacă e socoteală, acum 14 cu 12, fiecare ar să dea socoteală pentru sine însă. Într-o biserică, aia e vorba chiar de o demnă, care mai bea așa, de când a trebuit oameni la focane cu asta. Și ea iară recidivase și ea spune să se dea și cum a câștigat imoral din comitet, să-i se dea așa o grațiere, să fie scos de sub disciplină, să poată lua cina. Știam că omul nu s-a pocăit, altfel nu mai e tot recidivat dacă s-ar fi pocăit. Dar am zis cumva că i-a câștigat de partea lui și să nu pune așa ca un vetru. Și am prins o călăuzire și spun, auzi, noi nu te scoatem sub disciplină, dar spun un lucru. Să rezolve Dumnezeu problema cu tine. Dacă Dumnezeu consideră că e mai cineva, noi nu te mai pedepsim, te pedepsească Dumnezeu, dacă nu Dumnezeu să te vine cu tine. Am confruntat cu prezența divină. Și nu, că așa mi-e frică. Deci, în urmă, predicatul cine pune om așa cum e în fața lui Dumnezeu? Că se va duc acolo. Deci, asta e datoria noastră. Poziționat eu botez, dar după mine vine altul. Ce rezolvă? Mai durează? Da. Sper nu. Sper nu, da. Ce?
Se va lungi un pic, vreo 15-20 minute și ne-ai mai sunt împreună și la Oaga, pe care am comandat niște pizza, ca să vină să se vină împreună. Suntem acum aici și... Apropo de călăzire, mi-este dat să vă spun ceva. Unul din scopurile diavolului în vremea asta, cum urmează și un an electoral, este să produc anumite disensiuni și să nu fie slujitorii, în primul rând, predicatori foarte legați. Și asta este o mare deservit ca o slujire. Deci am îndemn să vă spun, cu spunea Filipeni 2, să priviți pe ceilalți mai presupuși de dumneavoastră. Oricare mai multe voturi, oricare va fi în față, de fapt, spui eu la mă, cum am venit mai sus. Să vă feriți cu desăvârșire atunci când cineva încearcă să vă ispitească, să spune ceva negativ de un frate, de un special, de ceilalți. Deci, o recalizați. Așa, deci în primul rând, să-l priviți dumneavoastră. Poate ori știți, soția mea a trecut la domnul. S-a fost 3 ani într-o dată perioada asta de boală, nu am putut timpul bolană, am putut să mergem în slujire, dar am avut timp așa să mă cercetez. Și am ajuns să-i văd, asta spun înaintea Domnului, pe toți ceilalți slujitori de naturale, fie numai presbiter, fie numai diacon sau ce-a fost, mai de valoare ca mine. Pentru că m-am uitat la aspectele mele negative, punându-le în balanță cu aspectele pozitive. La un moment dat, mi-era teamă să conduc slujba. Și puneam tot pe alții. Și m-a întrebat păstorul principal, dar de ce nu conduc slujba? Păi de aia care m-am văzut la Angolia, am văzut mai de valoare ca mine, mă. Am văzut cel mai real. Nu doar așa, figurativ, sau să-L îmbunesc pe Dumnezeu, că să dure și să-L lasă că lasă străiască. Când așa privim și există unitate la nivelul familiilor noastre, în discuții particulare, ca să nu mai spun în adunări generale sau chestiuni din astea stereotipice, să spun ceva împotriva celorlalți, nu spune propriile așa se cunosc și către altele, nu vă rândi să vedeți ce se stărnește, ce e trebuie. Ținând cont de felii aveți descoperirea Duhului Sfânt, să vedem în mod deosebit asupra acestor aspecte, să nu rupă de altă unitate, pentru că vremurile nu sunt ușoare și rugăciunile noastre vor fi afectate de lipsa unității. Se spune că, în aceste zi în istorie, George Whitefield era arminian, era calvinist și George Whitefield era arminian. Cum e? Așa. Și zice un discipol al lui, sau un ucenic al lui Whitefield, deci eu am zis, uite, cu bucure, ce crezi că o să vezi pe la rai? Și zice, vai să zice, nu cred că o să vezi. Și eu m-am gândit, nu cred că nu știu. Și mă zic, de-aia mai încă nu-l văd. Că o să fie așa de aproape de drum și dacă zăresc. Și la asta nu m-am gândit. Așa că ești tu despre altul. Da. Da, da, mi-a ori bine, m-am spus, un pic, dar eu știu. Păi poate știi ce-o făcut cândva și Dumnezeu s-a pocăit, Dumnezeu a radiat asta din casă. Da, slavă Domnului. Poate s-a întâmplat doar într-un anumit context. Astăzi mi-a spus soția fratelui Traian Sucală, că a avut un vis interesant, m-a sunat de acasă, că mi-l aș vrea să-ți spun. A fost bolnavă și am visat că se desfășura un covor în fața mea, dar nu așa la sol. Se făcea trept în covor și urcam și urcam și știau vizirea. Și am văzut că trei surori, una plecată mai dimulte, era mai încolo, una plecată mai apoi, era mai încoace și soția ta era și spunea, urcă la noi. Urcă numai mult, nu contează prin ce treci. Dar să știi, și că aici nu ajunge numai cine iubește, indiferent de circunstanțe. Și așa este. Ajută. O zice Domnul Iisus, că la capitolul dragoste trebuie să fim desăvârșiți ca Dumnezeu. Ajută. Și scrie Efeseni 4 cu 16 că în adunare, lucrurile se zidesc numai în dragoste. La Filipeni 2 cu 1 spune, aici vreau de dare, vreau... Asta e
Să o activăm. Înapoi, nu faceți nimic din... Păi vine, chiar nu pus. Și zic. Nu fac nimic. În felul acesta, undeva în Banat este o adunare ruptă și copiii inclusiv obsesizați. Îmi spunea o familie, prietenile mele, parte să aici, parte dincolo, a soțului din coate. Și m-am întâmplat să fiu în Timotei 2, că astfel de lucruri nu duc de la pilea și lor ce le ascund. Vegeați, repet, asta am avut, sau călăuzire cu mea, să vă spun și poate și dumneavoastră, dar poate nu-i calul. Poate azi, dar dacă nu-i. Aveam 15 ani de căsătorie și recupere în casa noastră un proroc și spune, băgați de seamă că dealul vrea să ia pace între voi. Păi și-o plecat de câte soția, câte mine pe ăsta. Asta nu-a proroc bun, nu-i proroc și mai mare. La două, trei zile mai târziu, mi-mi spărea, la chestii bară n-aș putea să vă spun ce. Mi-mi spărea că e verde, ea albastru, că maro, ea pe negru. Eu zic, asta o fi, mă. Azi câteva zile de post, fugărim dracuță de aici. S-a făcut liniște. Dar n-aș și crezut că pot fi ispitit cu lucrul ăla. Am zis domnul la Petru, vezi că Satan a început să făceam. Pe mine? Are rugăciune, ca să scape. Da. Vigent. Luminează în cu bucă în care pe urmă s-o crezut mai tare, de la joc să mai ies, dar urmă devenim cel mai laș și mai... Dur, să jure, să se preste. Și e băgat cu sabia, pe aia nu e băgat cu sacoa. Păi și apărăm și... Că de acolo e s-o tras, că l-au cunoscut aia din curte. La sabia. La hama. La haine și de la colonă, și la carul ăsta. Probabil întotdeauna era mai indulgent cu el dacă mi-e trebuia haina și carul. Și a arătat ce-i trebuie. Se vedea Domnul Har. Să ajunge să nu scrie Iuda. 24-25 era acela ce vă poate părți de orice tendere să facă să vă fișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale. Știi așa cu datoria împrimită, când îți depui mandatul. Să nu te știi vinovat, spunea un frate care a fost într-o anumită funcție de conducere, două mandate. Să nu sperem că de a zis, nu vreau răsplată pentru astea două mandate, numai să-mi iert Dumnezeu greșelile care am făcut în astea două mandate. De aceea le spun la mulți, în anumite chestiuni care poate le decide numai făstorul, să le decide șireala sau așa și îndrește cu părerea. Le spun la oameni, măi, unde poți să nu-ți dai cu părerea și să nu judeci, abține-te. Mult mai ușor. Sunt situații în care sunt oameni responsabili, dar trebuie să decide. Se spune că la o ședință de comitet s-a dezbătut cazul unui care a păcătuit cu ceva. Și întreabă pe el de păstorul ei, ce zic? Toate gândul, așa, așa. La omul zice, că ta m-am gândit. Ce te-ai gândit? Dacă eu eram ispitit așa, dacă rezistam, cum procedam? Tare m-am preocupat și mi-e milă de omul. Încheia ședința și la urmă păstorul zice către ăsta care a dus s-o tubi cum se merge în el. O dă-i aici pe noi. Voi distrug ce a spus aici. Păi să nu mai greșiți acolo. Foarte deosebit, fiind de Dumnezeu din Geneza 6, a fost odată o discuție aici între noi, așa. Prietenească, frățească. La ce se referă? Îngeri, și oameni... După cum i-ați legitimat, ce faci a prezentat? Îngeri căzuri sau oameni? Undeva eram doar în spatele pe 1000 de ani, știți, dar m-au sunat pe
a dat pe difuzor și mi-a dat seama că era deja destul de încinci. Și... frate, spune! Mi-a dat seama pe difuzor. Și ce spune la asta? Zic, măi, de mie abia nu scrie numai versetele alea citite. Și de măi, că nu-s multe. Păi nu ne-ai lămurit, frate. Nu te lămuri, nu aveam nevoie. Vrea să acum... Fiecare vrea să mă tragă în tabără, nu spune că am aici. Fără să mă pronunț cu 100% cine sunt, dacă este vorba de varianta că sunt spița rămasă credincioasă lui Dumnezeu și la Doamne de Dumnezeu, asta are aplicabilitate. Da. Și o putem folosi, o găsim în contextul Israelului, unde a spus să nu se amestece cu cealaltă popoare și în cazul bisericii, ca să nu ne amestecăm cu cei din lume. Cred că aici este partea aplicativă care trebuie luată în primul rând la acest text. Partea speculativă, ca să putem noi să ne dăm noi seama pe totul cine și cum au fost, depinde de care citi cartea lui Enoch, care nu a citit-o, alte chestiuni, și prefer, pentru că nu e timpul necesar ca să abordăm în detaliu și să nu dăm lucrurile, să nu facem mai mult decât să rămân numai cu partea asta aplicativă. Și asta vă dau un sezon. Vă dau încă un pas, știți? Unii oameni întreabă. Și procedați ca Domnul Iisus Hristos. Nu răspundeți exact cum vă întreabă, răspundeți cum trebuie. Iată, nu trebuie să răspundem. Scrie în Matei 8 și i-a întrebat, cine e cel mai mare? Da? Domnul se gândește și zice, dar problema mea, cine e cel mai mare, cine intră? Și Domnul răspunde la cine intră, nu cine e mai mare. După aia a spus și cine e mai mare, dar vreau lucrurile așa de o ordine logică. Întreabă în Matei 24, când se va întâmpla care va fi semnul? Domnul spune, ce mi-a băgat de seama să nu mă înțeleg cine e. Vorbeam astăzi de Sfintele Socrate, da? Albin. Și noi sunt oameni curioși, oameni... Sunt acele trei întrebări care trebuie puse înainte a da un răspuns. Celui cine întreabă. Sau când cineva vrea să te informeze de ceva. Este adevăr? E un fapt verificabil? Poate ați auzit de întrebarea aceea că... O femeie, o soră avea soțul necredincios, tocmai luat de salară, s-a dus în bil, era seara târziu. Și a rugat pe un frate din conducere să meargă să avea un respect față de el, să aducă de acolo, că termină tot bani. Și la 12 noapte, așa de acolo, ăsta viață mai solid, îl finași cu fratele ăla, știi? Și a trecut pe drum și spune, bă, ăsta, uite, din conducere, în noapte ești în bil. Și a dat cu ăla, cu ăla, cu ăla, știi? Și spune, bă, uite, trebuie să te retragi în slujire. Dar de ce am făcut? Bă, cum? Tu știi? Știi? Bă, numai el nu știa, știi? Nu s-a verificat. Scuze-mi. Da, da, asta se lasă cu vinovății. Ce primul rând este adevărat. Ce s-a auzit? Sunat un frate la un slujitor. Și nevasta spune, zice, ce unde-i frate? Și la dentist. Și la spune la altul, ce? Sunt la dentist. Îmi spune eu, concret. La spune la dentist. Și nu, frate, cum așa te vas? Când? Așa am fost dentist. Nu știu cum am dat seama. Și adevăr, a doua întrebare. Eu sunt persoana care trebuie să-i spui, când trebuie să primesc informația și a treia. Acum este momentul ca să-mi spui. Mă face bine acum, nu ne putem culca amândoi dacă nu auzim în seara asta? Dintr-o dată cad multe din listă.